Bună ziua tuturor! Aici avem un schimbător Shimano de ore și încă un schimbător Shimano de ore, un etrier de frână și o manetă. Avem o pipă, două manșoane, o șa, o tijă de șa, un ghidon. Aici avem două roți cu discul pe 160, cu o casetă de pinoane Shimano și cu butuci Shimano de ore. Cam asta ar fi și mai avem aici un cadru de aluminiu care s-a fisurat și care a fost sudat și din cauza căruia n-am mai putut să mă plimb cu bicicleta. Cam asta s-a întâmplat în ultima perioadă, după care am descoperit că discurile erau foarte, foarte murdare, chiar dacă le-am curățat, și am descoperit că era problema la acest etrier și îmi scapă ulei, nu mai știu exact pe la care pistonaș, nu mai știu ori la ăsta, ori la ăsta alt, dar nu scapă pistonaș și se udă și se îmbibă plăcuțele și o să trebuiască să schimb și plăcuțele și am descoperit din nou la furcă, uitați aici o grămadă de uzură care trebuie să o curăț și trebuie să o fac eu lună bec. Și acum am revenit la bicicleta veche, ATA-ul meu, mișto, la care am schimbat cauciucul de pe față pentru că o să mai blim ceva cu ea. Dacă n-am cealaltă bicicletă, i-am dat jos apărătorile, apărătoarea de pe față, mă rog, s-a desfăcut pentru că s-a rupt chestia asta aici, nu-mi dau seama cum. I-am curățat frâna pe față, avem și noi frâna față și cam asta ar fi. Da. Eu am fost Emi și noi ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa!